Săptămâna trecută s-a dat startul oficial în competiția Next Top Model by Cătălin Botezatu. Dintre cele aproximativ 8.000 de tinere domnișoare care s-au înfățișat juriului la castingul național, porțile lumii internaționale de fashion s-au deschis numai pentru 10 dintre aspirante, care au primit viza și votul de încredere Cătălin Botezatu. Acestora li s-au alăturat ulterior încă două rivale, remarcate de membrii juriului pe parcursul castingului inițial. Așadar, o duzină de fete frumoase și carismatice, cu pretenții de top model, vor purcede acum într-o luptă crâncenă pentru premiul cel mare. Un contract în valoare de 50.000 de euro oferit de agenția Emera Models și șansa de a străluci pe cele mai importante podiumuri ale lumii. Pe cele 12 protagoniste, Next Top Model nu le așteaptă o viață ușoară. Exigențele sunt multiple, determinare, multă muncă, sacrificii, anumite compromisuri, rezistență psihică și atitudine pertinentă diverselor ipostaze ale acestei meserii cameleon. Sub îndrumarea unei echipe forte de specialiști, fetele vor face azi primii pași în lumea modei. În ciuda faptului că miezul nopții trecute le-a prins în mare vervă la aniversarea lui Cătălin Botezatu, cele 12 protagoniste s-au trezit la prima oră vesele și nerăbdătoare să descopere ce noutăți le rezervă cea din tâi zi de lucru. Bine ați venit! Da, aveți niște fețe, parcă sunteți la tăiere. Păi, într-un fel, la tăiere au venit. Da. Da. Împreună cu Mirela Vescan și Laurent Ture vom face astăzi o schimbare radicală de look. Aveți doi mari profesioniști la nivel internațional. Bon șans! Da. Sunt un pic supărată astăzi. Ne-au adus aici, am emoții groaznice. Nu vreau să mă tundă. Am avut de 7 ani, de fapt, am părul lung. Nu am ce să fac. O să mă tundă. Nu știu. Asta este show-ul. On va voir, poutine. Non, forte escorte, mais crede qu'on va faire un peu la ligne. Un peu un bob plongeant. Tu m'imbesc părul, chiar dacă e așa lung și fără formă, chiar m'imbesc părul și n-aș vrea să fie tuns foarte, foarte scurt. Mi-e un pic în frică. Nu am făcut schimbări așa bruște. Prima reacție, da, a fost de respingere, dar acum, uitându-mă la oglindă încă o dată și după make-up, mi se pare chiar că e o freză mai stilată decât care aveam înainte și deci îmi place. Păi, nu vine să cred. Stai să mă mai uit o dată, da? Prima oară când m-am văzut în oglindă, am avut o reacție, nu știam cum să reacționez, pur și simplu. Mi-ar fi plăcut să păsteze culoarea naturală a părului meu, dar, din păcate, doar mi-am închis-o cu o nuanță, dar îmi place și așa. Dar cine a spus că e lucru de șagă să intri în pielea unui model? Pentru câteva dintre fete, transformarea de look a devenit o veritabilă dramă. S-a schimbat de look carrément. Réfléchis deux minutes, mais moi je crois qu'il faut changer de look carrément. À mon goût. Ça te trebuie 2 minute, după care să faci schimbarea. Da. Réfléchis deux minutes. Dar nu vreau, dar nu vreau scurt, deci nu mă tun și gata. Nu. Deci clar, nu mă tun. Pe bine, am început a plânge, nu mai imaginam cum o să arăt blondă. Mi-e frică să nu mă tundă scurt. Nu-ți place, da?
împotriva blondelor și... Doar că, nu știu, mereu făceam haz și necaz pe blonde, blonde, blonde naturale din astea așa deschise, tare. Nu știu de ce, dar nu, nu-mi plac blondele. Îmi place mult mai mult acum față de cum eram înainte. Atât, singura chestie este că mie îmi plăcea să fie mai lung părul meu. Da, e ok, mă învăț și crește. Sunt fericită și bucuroasă că am rămas cu părul meu, cu lungimea părului meu. Deci, avem aici la Yazix să mergem pe natural. Da, nu vrei change mult, e bine. Da, nu, nu trebuie schimbat. E ok, natural, da. Nu? Da, natural. Sper să nu fiu tunsă prea scurt, nici vopsită, pentru că nu vreau să-mi stric de la vârsta asta părul. Eu n-am fost tunsă scurt și îmi place. Îmi place pentru că nu mi-au vopsit părul. Iubesc să am bucle în cap, e pasiunea vieții mele, îmi plac foarte mult. Eu până la 13 ani am fost tunsă numai bros. Deci am fost un băiețel. Și nu mă prinde, deci. Mie îmi stă bine cu părul lung. Sunt înaltă și în asta constă feminitatea mea. Lasă foarte că ai ajuns. Domnul Păci. Hai, stai cu minte, nu? Hai, pe cuvânt, deci mie mi-e frică de mașina aia. Deci am vrut să fiu drăguț cu tine, să-l ajut pe George, pe colegul meu. Hai. Lasă-l pe George, pe George să descurte. George e expert în așa ceva. Măcar breton. Da, nu. Sunt total schimbat și machiată, nu eram obișnuită cu genul ăsta de machiaj, foarte finuț, eram altfel. Am fost foarte emoționată și am stat ca pe ghimpi în așteptarea rezultatelor, de care sunt foarte mândră și pentru toate acestea îi mulțumesc domnului Laurent Ture. Sunt foarte mulțumită. Nu cred că am arătat atât de bine niciodată. Breton n-am avut niciodată. E chiar o schimbare majoră. Doroban, ce să spun despre Iasra? Că probabil a fost terifiată de insuccesul celorlalte freze. Așa că a refuzat să mai tundă. Probabil că n-au vrut să se lupte cu mine și cu încăpățânarea mea. Și au zis, ok, mai bine nu tundem pe nebună și o lăsăm așa. Sau probabil și-au dat seama că nu am nevoie de schimbare majoră. Ziua începe în penthouse-ul de la Monte Carlo Palace cu o bârfă mică. Strânse în living, fetele fac ședință pe seama recentei schimbări de look, când ce să vezi? Bună, fetelor! Ce faceți? Bă, da, câte frumuseți! Eu am venit să văd și astăzi o să încercăm să învățăm împreună câte ceva. Sunt foarte multe frumoase în România și fete frumoase avem peste tot. Dar puține pot să spun că au atitudine. Important e să știi ce vrei, că dacă știi ce vrei, ajungi unde-ți dorești. Deci, dacă vreau să vă văd cum mergeți pe tocuri, credeți că ar fi vreo problemă? Nu. Haideți! Eu am fost uimită pentru că nu mă așteptam. De fapt, nu numai eu, toate fetele. Nu ne așteptam în primul rând să vină cineva, dar pe Bianca Drăgușanu. Eu am fost uimită pentru că o știu de la televizor și, nu știu, mi-a plăcut. Așa are o prezență, e înaltă, e frumoasă, mie mi-a plăcut. Hai să spun ceva. În primul rând, nu trebuie să te uiți la mine. Te uiți înainte și atât. Și aș vrea să mergi puțin mai încet. Tu ai mai avut prezentări? Nu? Puteam să jur. Nu, nu ai făcut. Te deranjează pantofii? Eu nu prea pe pantofii, că sunt
Ia de jos și mergi pe vârfuri, să vedem. Fără răutate, mi-este foarte dragă, dar nu știu, nu mi se pare că se descurcă. Frate, eu n-am făcut deloc chestia asta, cum, de unde să știu, de unde, dar dacă așa a fost să fie. Ori eu sunt chioară, ori am ceva cu ea, ori mie mi se pare că... Uite, așa mergi cu genunchii. Eu așa am fost învățată să merg, să barba zi în față, să stau. Cine te-a învățat, mă, să mergi? Maică ta. Gălățescu, nu. Am mâncat cu Gălățescu foarte mult timp. Criticul? Da. Păi și el știe să... Și el, ia, arată-mi cum merge el. A, nu, nu știu cum merge el. Da? Și ce e Gălățescu? Eu știu ce sunt, dar Gălățescu ce e? De în afară de faptul să... A, critic de modă. Da. Și el de unde știe cum se merge? Dacă e critic de modă, un critic de modă are treabă cu hainele. Din punctul meu de vedere, nu poți să mergi așa. Eu așa am fost, nu neapărat învățată, dar eu oricum am lucrat foarte mult timp cu el și am avut și foarte multe prezentări. Și nu cred că mi s-a făcut așa observație foarte mare că merg cu bazinul prea în față și stau mult prea mult pe spate. Nu e mers nici sexy, nici de fashion week, nici de niciun alt fashion sau vreun cuvânt care conține sau e legat sau e în câmpul lexical al lui fashion. Alexandra are o părere foarte bună despre ea ca manechin. Ea crede că vine aici să dea lecții tuturor. Aseară se apucase să învețe pe Laura să meargă. Și personal nu-mi place Alexandra din punctul ăsta de vedere. Adică mie nu mi se pare că ăla e mers de rochie de seară. Să prezinți o rochie de seară cu bazinul în față și mergând șlampăt. Mai bine mergea normal și lăsa mersul scenii pe care îl știe că e sub orice critică. Pe mine m-a învățat Gălățescu să merg. Nu mă scăm, dar eu zic că am fost învățată să merg. Așa am fost învățată să merg. Cu bazinul în față. So what? Ești foarte frumoasă, crede-mă. De-aia ești aici. Nu zic eu că sunt nebună. Uite că spun și ele. Merge ok? Gălățescu a învățat-o bine? Da sau nu? Nu. Vă e frică de el? Mie nu. Pana mea, oricum mă critică. Zic că toate fetele am fost de acord cu Bianca Drăgușanu că avea un stil de mers mai ciudat, mai îndoia foarte mult genunchii. Cătălin Botezatu își face apariția la momentul potrivit să aplaneze conflictul. La capitolul defilare sunt cu siguranță multe de învățat. Cuprinsă de frenezie, Bianca exemplifică din nou mersul Alexandrei. Ne-am supărat puțin aici. De ce? Pentru că pe mine m-a învățat Gălățescu să merg așa. Și tu cum l-ai învățat să meargă? Eu? Eu nu le-am învățat să meargă nici cum, pentru că eu nu sunt un exemplu de model. Eu sunt altceva. Am apreciat foarte mult gestul ei de a ne spune de la bun început că nu a venit aici să ne învețe. A venit să ne vadă, să ne dea un sfat dacă poate sau așa. Dacă ne-ar fi spus am venit aici să vă învăț și ar fi făcut ce a făcut, aș fi avut o mare problemă. Dar așa i-a spus clar că vine să ne dea niște sfaturi și mă deranjează incredibil de rău toate fițele pe care le-au făcut fetele. Pentru că săraca femeie n-a venit aici, vai, eu sunt un top model, eu, luați-mă exemplu pe mine. Nu te șters unghiile alea penibile nici până acum, nu? Ok. Să nu uitați că vine judecata. Vreau atitudine, fetelor. Atitudine. A dus dracu și cartea și atitudinea. Mi se pare că ai doar tu pe un rest, niciun fel de atitudine, nimic altceva. Next. Și sunt sens giratoriu, ce face? Cum te duci așa? Ce-i asta? Hai să mai mă dau. Deci în toată această prezentare nu văd decât tâțele. Pardon, sânii. Ia trage și tu, mai spate. Tot ce mi se în evidență. În rest, atitudine nu, față nu, mers nu. Încercă mă, da. Pune-ți o bluză pe tine. Acum? Da. Am fost varză. N-am știut să ne mișcăm în niciun fel. Că n-avem talent. Nu, poate n-avem talent așa ceva. Încercăm. Dar nu să ne ia la mișto și să ne vorbească și să
arunce privirile alea pe noi. E amuzant ce a spus Cătălin lui Mădălinei. E chiar foarte amuzant. A spus, în meseria asta trebuie să fii cât mai natural, părerea mea. De asta a trimis-o să-și ia bluza aia pe ea. Să pare și mai naturală. Nu? Doar capul turțit ca să țin. Nu trebuie să ai capul turțit ca să ții cartea. Carta pe cap e tocmai pentru a-ți da acea poziție, acea morgă de care ai nevoie, nu trebuie să ai capul turțit. Exercițiul cu cartea se face de ani de zile. M-am enervat puțin că nu mai simt cu capul aici așa plat să pot ține cartea și dacă îmi țin așa ea ca să pot echilibra, era faptul că îmi scot gâtul, ce nu e frumos. E bine să stai dreaptă, dar nu... Ok, asta e o părere de mea. Cătălina, să o învăț să o pun așa, așa, să o țin și pe tocuri, am să merg. E nervoasă? Nu. Am crezut că ești nervoasă. Ești la piața în Doroban, duci așa, mergând. Ești mai în figură dacă te duci la piața. Jur. Groaznic. Deci nu poți să mergi așa ca pe bulevard. Ah, uite ce super, mi-am luat poșetă lui și portfolanți negri lucioși. Orice dezamăgiți sunt. Da, cu excepția, n-am să spun cui, două, trei, dezamăgit total. Miza e foarte mare, motivația este extraordinară. Sunteți la Next Top Model, nu la Next Dorobanți. Scuze-mă, asta n-a fost nicio legătură cu Dorobanți. Deci, la ora 8 o să vină microbuzul să vă ia, să vă aducă într-un loc. Vă odihniți, vă aranjați, faceți ce vreți voi. Cele care merg așa cum merg, aveți încă acest catwalk improvizat la dispoziție. Ne vedem de seară. La revedere! Critica constructivă e foarte bună pentru noi, mai ales, pentru că avem ce să învățăm. Toate eram încordate și încercam să merge cât mai bine și dai seama, uneori când încerci să faci un lucru foarte bine, exagerezi. Așa se merge! E bine, Cătă? Sunt sexy? Deci așa, ia, da? Ia să vă văd, ha! Aie, mami, ești de belea. Este puțin gravidă, modelul nostru. Uite, vezi, are mai multă atitudine. Da. Are rochie pe ea. Așa e. Creație Lucia. Și după aia cu face așa. Lucia, și acum mai că pot ieși la sfârmeță. Și băi, ce bun, dacă sunt ca vrea rochie. Mamă, mamă. A fost o onoare. Da, da, scoți noua colecție. În curând. Ai fost mireasa colecției? Eu n-am voie să fiu mireasa când mai am voie cuțite pe afară, mi-ai să stau îmbrăcată și în casă că-i frig, bate vântul. Simt că explodez de nervi și că aș vrea să o iau la fugă. Nu știu, aș vrea să iau o gură de aer să mă calmez. Fetele vor avea de înfruntat în această seară prima lor probă de foc în ascensiunea către titlul de Next Top Model. O prezentare de modă foarte dificilă, în fața unui public extrem de pretențios. Cătălin le convoacă întâi de toate la repetiții. Așa, câte două trebuia fetelor, nu ca oile. Hai înapoi, hai înapoi. Pleacă întâi, voi stați acolo. Deci au venit fetele din defilare, da? Pleacă de primele două fete de aici, hai. Așa, acoperiți tot podiumul, bravo. Trebuie să merge și mai încet. Nu știu ce o să se întâmple. Cred că va fi vorba despre o prezentare, să spun, mai neconvențională, în stilul său caracteristic. Nu vezi dungă? Dacă era altceva, o vedea imediat. Mijlocul, draci, unde te duci? Unde te duci? Unde te duci? Unde coborâți? Te arunci de acolo? Deci asta este a doua ieșire. Ieșiți de două ori, fetelor. Coboară. 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și Cătălin cred că a fost așa de dur cu noi, probabil pentru că a văzut realitatea, că suntem o adunătură de fete
care nu știm să mergem, nu știm să prezentăm, nu știm să ne descurcăm pe un podium. Unele dintre noi, puține, au mai făcut chestia asta, dar majoritatea nu. Unde ți-e la capul, Dorobanțu? De ce? Păi de ce trebuia să cobor prima? Și pomă ele. Nu, tot timpul coborâți primele aici, capetele astea. Au coborât scaunele, fotolile. Hai, du-te acum. Pozează. Ce ai supărat acum? Îți dau eu ție supărare. Bine, Chișinău. Hai, bravo. Bine. Voi da tot ce am mai bun. Mă voi strădui să fac tot, pentru că nu am de gând să plec din show. Fetele iau pentru întâia oară contact cu machiajul de scenă. Deși de pe tușă ar părea o practică glamour și atât, în fapt, pregătirea ia ore bune de răbdare, trudă și iscusință din partea echipei de profesioniști. Machiajul e gata, părul e gata, mai trebuie să-mi pună niște pahare. E cea mai ciudată prezentare pe care am avut-o până acum, abia aștept să intru pe scenă. Am emoții pentru că aș vrea să iasă show-ul foarte tare, așa cum își dorește Cătălin, și nu vreau să-l mai supărăm pe Cătălin. Mama, let me upgrade you. Fetelor, atenție, fetele, haideți, lasă. Liniște, vă rog, liniște, am spus. Deci recapitulăm. Deci vă rog să vă asumați. Este primul vostru show, este foarte important, deoarece este un show în fața unui public adevărat. Totul este real. Tot ce se întâmplă în Next Top Model by Botezatu este real și va fi real. Deci aveți peste 1000 de persoane în seara asta, în această locație, care mai de care mai importante, care vă privesc, pe lângă camerele de luat vedere. Vă rog să vă asumați acest lucru. Vă rog să mergeți demne, cu morgă, în fițe. Sunteți dive, da? Baftă. Sunteți cele mai frumoase, arătați foarte bine. Trebuie să și defilați foarte bine și atunci totul va fi ok. Baftă! Ladies and gents, please welcome tonight the most beautiful girls, 12 finalists of Next Top Model, by my man, the one and only Cătălin Botezatu! Taste is champagne. All I can taste is champagne. All I can taste is champagne. All I can taste is champagne. Cea din tâi provocare la scenă deschisă pentru fetele Next Top Model. Peste 1000 de spectatori le urmăresc pas cu pas. Pentru majoritatea protagonistelor este prima experiență de gen. Emoții mari, tensiune și teama cumplită de a nu da greș. Mă gândesc că sunt cea mai frumoasă. Scena aia mea, nu e nimeni în jurul meu. Și așa nu am niciun fel de emoții. Mă simt cea mai supremă. Repede la îmbrăcat! Repede la îmbrăcat! Atenție la cap! Repede la îmbrăcat! Repede la îmbrăcat! Repede, fetelor! Repede, 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 repede! Haideți, fetelor! Haideți mai repede! Lagă-i bine aia la gât! Dar șoc! Otilia este complet derutată. Din pricina emoției, ea uită cu desăvârșire coreografia. Deși Cătălin se aștepta că lucrurile vor scăpa de sub control, surpriza îl pune totuși în încurcătură. În a doua, da? Hai, în a doua. Hai. Rămâneți pe scenă, da? Și spuneți Otilia să stea nu mai iasă de pe scenă, da? Cele două fete plus Blana, haideți, haideți! Cele două fete plus Blana!
Laura îi șoptește discret Otiliei câteva îndrumări din partea lui Cătălin. Deși încearcă să-și mascheze panica, ea tremură din toate încheieturile. Haideți, fetelor! Hai, 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 hai! Hai, hai, hai! În pana mea! Greu de spus câți dintre spectatori au realizat greșeala Otiliei. De bună seamă însă, colegele ei au trăit cu intensitate fiecare moment. Departe de ochii publicului însă, începe războiul. Ți-am și zis, Otilia, să fii atentă. Păi frate, nu ne mai zic pe ce mea, concentrează-te! Ți-am și spus să fii atentă la explicație. Păi, deci tu ai venit, eu mi-am pierdut tot de la noi, veni și m-ai întrebat că ce să fac. Nu sunteți în stare să țineți minte! Hai mă, lăsați-o acum! Lăsați-o acum, păi ce nu-i în stare să ține minte ceva? Păi după aia ne-a pe noi, Cătălin! Nu o să te amă pe tine! Nu mă ia pe mine, mă, ne ia pe toate, că nu suntem în stare să facem nimic, că am venit ca proastele la show ăsta! Și că-și pierde vremea cu noi! Ești în stare, stai acasă! Băi, prima e prezentare! Băi, da, i-am spus, întreabă, i-am spus, nu-i mizare, mi-a dat de la puțin la liniște, vă rog frumos. Ok, pentru prima voastră apariție a fost ok pentru unele. Cine să-ți miorcă acolo? Deci a fost ok, da? Mai multe o să discutăm data viitoare și la jurizare. Da? Vă mulțumesc mult. Vă lăsați accesoriile acolo. E un început. A fost o provocare. La revedere, o seară plăcută. Și uite că astăzi Cătălin, când a început să țipe și să urle la noi, a avut dreptate. Acum îl văd. Toate am sărit de în sus, că vai, domnule, de ce a țipat la noi, că nu știm, că nu facem. Mi s-au explicat de atâtea ori astăzi niște chestii. Am făcut atâtea repetiții pentru nimic. Ca să fac cu praf. Nu am făcut poze niciodată, nu am nu am mers pe tocuri niciodată. Plus de asta că e foarte greu, mai ales pentru o fată care a mers deja pe tocuri cu... Nu vreau, nu, e vina mea. Sunt dezamăgită de mine, total. Total. Am stricat tot. Zi începe pașnic în cantonamentul Next Top Model. Fetele cred că și-au făcut deja botezul în modeling, așa că ce ar putea urma mai greu? Bă, 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 bă,
De ce ți-e frică? De obicei nu scapi. Lucrul de care vă temeți se întâmplă mai repede decât acela pe care îl sperați. Ce o frică? Ce înseamnă? Nu se punte. Nu cunosc destinația și habar nu au ce le așteaptă la sosire. Protagonistele se străduiesc să-și învingă emoțiile și să-și asume o nouă provocare. Facem ședință foto într-o plan. O spune, ne mai multe decât la botanică din când am. Da, da, o să fie frică. Dacă e ședință foto, apară, o să... E bine. E bine ce? Dar poate de până acum două zile în grădina botanică era de rău, așa e ok. E da, bine, afară. E ok vreme, dar na, nu știu. E ok, da. E greu de ghicit ce urmează. Machiaje elaborate, coafiuri rebele. Nimic nu pare să trădeze deocamdată natura încercării la care vor fi supuse astăzi. Și totuși, orice și-ar imagina fetele, realitatea va depăși cu siguranță așteptările. Teama invocată în mesajul lui Cătălin le stăruie încă în minte. Bună dimineața! Bună, fetelor! Fetelor! Urmează să facem un shooting special, nu? Da. În jungla. Trebuie să vă spun că nu e chiar ceea ce pare. Nu va fi chiar ceea ce vedeți aici. Rog să cooperați. De voi depinde din acest moment cum vă veți purta. Nu veți poza doar cu niște plante. Veți poza cu, împreună cu doi băieți, două top modele, dar în același timp va fi foarte periculos și riscant absolut tot ce se va întâmpla astăzi aici. Repet, periculos, foarte periculos. Nu este de glumă, nu este nicio glumă. Când veți vedea rând pe rând despre ce este vorba, vă veți da seama, deci este foarte periculos. Va trebui să pozați ca și cum nimic din ceea ce vă înconjoară nu vă poate face rău. Veți avea niște machiaje speciale, coafiuri speciale, haine sau nu speciale. Cam atât. Da? Ok. Okay. Ne vedem mai târziu. Let's go. În ciuda presiunii, PC1 și PC2 găsesc totuși resurse de a-și vărsa oful și de a o toca mărunt pe rivala lor, mai prețioasa Sara. Dar urgențile cum a fost, eu nu mai știu. La lift, faza cu plângea că are bagajul foarte greu. Știi? Și a întrebat Otilia, mi se pare, dar de ce e bagajul atât de greu? Am multe genți de firmă, mi-am luat foarte multe genți de firmă. Și asta e, dar nu stai să ne spui nouă că ți-ai luat tu genți de firmă, nu trebuie să spui genți și atât? Păi alea de firmă sunt mai grele, tu nu știai. Adică vrea să zică că ea are bani și că are de toate. Da. Și când iese din cameră, iese ca o ciumafaie. Da. Hai de mamă ei. Păi dar n-ai văzut-o și azi? Zici că era... Nu este o divă ea, dragă, înțelegi. Nu se coboară. Și are de toate, am da, nu se coboară ea, nu se pretează să... Vai de mamă. Abia o aștept să zică ceva. Da, și la fel abia aștept să-i îmbinte în mână. Că-i mut gura la spate. Vreau să te curbesc puțin frumoasă, așa? Bun. Așa, perfect. Super. Eu credeam la început că o să avem o simplă ședință foto. După aceea a intervenit un băiat, am făcut niște poze cu el și marea surpriză a fost când mi-a adus un șarpe extrem de lung, de peste 5 kg, galben. Oh, Doamne! Ok. Șarpele se rotea așa pe mine, ba era pe gât, ba era pe bazin aici, ba pe picioare și la un moment dat urcase și... Mi se plimba așa prin păr la un moment dat, m-am speriat, am zis să-l dea jos, dar nu mi-a făcut nimica. Nu te speria, perfect, 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 nu te speria. Stai, perfect.
Perfect, nu te speria? Așa, frumos, așa, super. Nu te speria, nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic. Adică? Dar ce e așa rău? Adică nu o să vedeți. Sunt foarte emoționată pentru că de fel sunt extraordinar de pudică și am niște complexe față de corpul meu și nu știu cum o să iasă. Sper că o să iasă totul bine, dar sunt extraordinar de emoționată. Hai, ești gata? Două secunde. M-a speriat și am spus pe drum, zic, Cătălin, nu ți-e milă de machiajul meu că s-a chinuit atât să mi-l facă, de ce? Păi zic, încep să plâng, nu mai. Așa. Bun, dă iguana, iei. Bun. Hai, învață cum să o ia. Deci a fost groaznic, mi-a fost foarte frică, mai ales de iguana, pentru că eu am ținut iguana și avea tot timpul niște reacții între alea, nu știu, cred că se speria și ea se speria de noi ne speriam de ea. Pune bot. Cotul. Nu pot de la de dorobanți, de la de manechină. A fost bine și Cătălin și Gabi m-au făcut să mă simt în largul meu. Deci chiar m-au făcut să mă simt în largul meu, chiar dacă mi-era foarte frică. Deci sincer, mi-era foarte frică. Nu mai mă țin. Ah! Ușor. Hai. Mă bucur că am fost printre primele, că am scăpat. Și că acum pot să stau liniștită și să le sperii și pe celelalte, pentru că și ele m-au speriat pe mine. Deci, fetelor, eu am scăpat. Nu știu ce să fie cu voi, dar vă țin pumnii, că vă trebuie pumnii. Ținuți? Nu mi-e frică. N-am murit celelalte fete, n-o să mor nici. Am intrat într-un lac cu niște pești pirania și niște crocodili. Și am intrat cu Cătălin, că nu mă descurcam singură. Mi-a fost puțin frică când am văzut că ciupesc. Deci, nu te miști prea tare pentru că sunt totul de liberă, da? Hai, mai liniște. Nu trece rău. Așa frumos, excelent. Bun. Un crocodil. Mic. Așa. Dar că nu face nimic, că e mic. Așa, așa. Așa, așa. Mă mușcă! Și Anca pare să aibă ceva de furcă cu factorul stres, tematica shootingului de astăzi. Da? Provocarea este triplă. Locul este groaznic. Elementele cu care te vei confrunta sunt groaznice, iar băiatul se va dezbrăca nud și va fi foarte aproape de tine. Ok. Nu am știut la ce să mă aștept, cu ce voi poza, în ce ipostaze. Asta e. Hai. Tot acolo, nu? Tot în zona aia, nu? Hai, pe aici. Mi-era un pic frică, pentru că se încolătăcea de gâtul meu, scotea limba, făcea sunetul ăla ciudat. Te țin eu, lasă-te jos, lăsă jos chiloții. Da. Frumos. Și stai cu spatele cu spre ea. Adică cu fața spre ea. Nu știu cum va reacționa soțul meu. Dar cred că va reacționa ok, pentru că înainte să vin aici eu i-am povestit de toate ipostazele în care s-ar putea să ajung și să pozez. Trage cu ochii la cameră tu, fata. Așa, așa. Și erau doi, eu cu unul și băiatul cu un șapte. Păi dacă tu n-ai putut să-l ții, eu mă strâng eu la de gât acum.
stai pe mine. Frică de el nu mi-era, dar în schimb era foarte greu. Deci de-abia puteam să-l țin pe mine. De două ori m-a doborât. Bun. Haideți. Bun. Stai. Nu lași-o în jos. Ok. Foarte mic. Mi-e foarte frică, au început să-mi tremure picioarele. Nu vreau reptile din alea periculoase. Bun. Ești speriată. Ești prea speriată acum. Ești speriată. Mâna jos. Zâmbește. Așa. E furtat. Deschide puțin gura. Hai. Senzuală. Hai, senzuală. Așa. Senzuală. Deschide gura. Bun. Ești prea speriată. Sexy. Asta nu, hai, e sexy, asta e speriat rău. Simt, de tot. Lasă puțin capul așa în spate. E greu să și stai undeva suspendat și cu șerpii, să ai grijă să nu se apropie de față și concentrat la poză. Bun. Așa, asta e. Rotește-te puțin așa spre mine. Așa. Așa, exact. Scoate barbie în față frumos. Perfect. Barbia. Barbia, scoate-o în față. Asta. Corpul mai deschis. Dar așa. Așa. Excelent. Vei poza cu... Ce? Cu niște vieri. Foarte periculoși. Vreau să te rupi. Fără mișcări brușe, da, te rupi. Hai. Rupe-te. Uite-te. Așa. Capul așa. Erau foarte scârboși viermii. Am avut unul în cap și unul pe mâna stângă și unul pe mâna dreaptă. Dar m-am descurcat. Am vrut să-mi fac treaba cât de bine se putea. Am fobie pentru șobolani. Pur și simplu nu-mi plac. Mi se par dezgustători. Și sper să nu întâlnesc un șobolan live, adică unul viu. Se pare că a aflat cineva de șobofobia mea și am avut elementul surpriză, doi șobolani albi cu ochii roșii. Provocatoare! Așa. Nu e prima dată când am pus mâna pe un șobolan, dar e prima dată când am pus mâna pe un șobolan viu. Așa. Bravo. Foarte da. Bine. Impertinentă, tupeu. În general mi-e frică doar de întuneric și mi-e foarte frică să stau singură în întuneric, așa că sunt convinsă că aici nu o să fie ceva de ce să-mi fie frică. E cel mai mare. Sunt foarte încântată de ședința foto. Am făcut poze cu cel mai mare piton. Are 60 de kilograme, are mai mult decât mine. A fost destul de greu de ținut în brațe. Hai, stai. Se tot trage în direcția aia. Calmează-te cu piciorul. Ușor cu piciorul. Ușor se descolăcește în loc să se încolăcească. A fost cald șarpele și mi-a plăcut. Mă așteptam să fie rece, mă așteptam să fie umed. Dar nu, a fost foarte cald. De fapt, șarpele mă simțea, dacă puțin mă panicam, de acum și el se mișca, adică nu mai stătea calm. Și pe bune, într-adevăr, adică animalele simt. Hai. Mă te face și ăla. Hai. Și. Capul mai drept? Așa. Bun. E pentru prima dată când fac acest lucru.
Sper ca totul să iasă bine și pozele să iasă reușite. Aici, din cocoașă, da? Din cocoașă. Rupe-te în figuri. Norocul meu a fost că am avut mănuși. Altfel, mi-ar fi fost foarte greu. Încercau să se urce pe mine, să mă muște și prindeam tot timpul și strângeam mână chiar dacă nu trebuia să-i strâng. Sper că nu le-am făcut foarte mare rău. Ce aleargă aia? Hai, descurcă-te cu ei, ce să-ți fac. Ok. Perfect. Și-a... Sper că m-am descurcat, dar mi-a fost puțin frică pentru că a fost prima oară când am pus mâna pe un șoarece. Îi urăsc. Victoria Sigur scrie pe tine. Uite-te în față. Deci pozele cu ea sunt așa, ca să nu-i văd... Așa. Mare? Așa. Da. Așa. Da. Să nu-i văd da. Nimic, da? Mi-a fost un pic frică, pentru că mă așteptam la altceva, mă așteptam la o bufniță, având penele și, mă rog, fiind cu alb. Dar am văzut șarpele și m-am cam schimbat la față. Gata! M-am roșit la față. Nu! Relax. Nu te speria. Deci dacă n-ai provocare. Deci relax. Mamă, strânge foarte tare. Păi da, asta e șarpe, ce vrei să fac? Hai, relax. Relax. Hai. Hai. Eram așa un fel de regină, dar așa mai rea eram. Oricum a fost senzațional. Ok. Hai. Si. S-a frumoasă. Hai, vreau mai multă atitudine la tine, cum a fost la început. Ai pierdut un pic. Hai. Mai jos barbia. Așa. Sunt foarte, 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 foarte bucuroasă. Mi-a plăcut costumația, machiajul, coafura, totul a fost perfect. Și așa cum mi-am dorit eu. Oboseala acumulată la shooting dispare ca prin minune. Și după o zi solicitantă, Cătălin le recompensează cu o surpriză de proporții. Misterios, ca de obicei, el le dezvăluie doar atât. O vedetă de talie internațională dorește să le ureze succes la început de drum fetelor de la Next Top Model România. Girls, I introduce you Busta Rhymes. Top model already. Congratulations to all of you. Thank you. Cheers. Hai să dăm unul. Luați câte un pahar, fetelor. Nice, yes. We gotta make a toast real quick. Come on, let's do it. Atunci când mi-a adus invitatul special, nici nu îmi puteam imagina că va fi el. Nu puteam să-mi imaginez că va fi o vedetă internațională. Yeah. You are the best. Look what you did for me. This is a gift. Thank you very much. Ce să trăiesc? Când l-am văzut pe Basta, am sărit de gâtului și l-am pupat. Ați văzut? Am fost foarte fericită când l-am întâlnit pe Basta Rhymes în culise, mai ales pentru că îmi plac foarte mult melodiile lui. Nu-mi închipeam că o să-l văd vreodată. Are you ready for an incredible show this evening? Yeah! Are you sure you're ready for an incredible show? Yeah! Well, we're going to all have an incredible time. We're going to enjoy the night. We're going to enjoy a moment with Busta Rhymes. Okay, cheers.
incredibil, dar adevărat. O întâlnire privată cu vestitul Busta Rhymes. Bezele, autografe, urări de bine în competiția Next Top Model și, nu în ultimul rând, un concert pe cinste. Dintre pacienți... A fost un spectacol foarte, foarte, foarte frumos. N-am mai văzut în viața mea așa ceva. PC Brunetta și PC Blondă vor multă publicitate. Asta e părerea mea despre ele. Și... chiar le văd un viitor super strălucit în televiziune, pe post de asistentă TV, am mai zis. Deci, se potrivesc mânușa meseriei de asistentă TV. Voluptoase, amândouă, mers sexy, creier nu, deci îs absolut perfecte. Sunt păpușile de silicon de care televiziunea are nevoie. M-am amuzat foarte tare, copios, deci nu, clar, dăsar, dansuri pe... deci nu, ales și n-a de râs. Așa dansez eu de obicei. Deci dansul meu e exact cel pe care l-ați văzut diseară. Poate chiar mai excentric. Numai că atunci când nu am de ce să mă țin, eu sunt obișnuită să dansez în niște cilindri. Și atunci când nu am de ce să mă țin, sunt puțin mai... nu sunt așa de îndemânatică, să zic, pentru că am tocuri și nu vreau să mă dezechilibrez. După o zi grea și o noapte tumultoasă, fetele nu mai sunt atât de matinale. De-abia dezmiticite din somn, ele au parte de un duș rece. Arată groaznic, frate, nu puteți să strângeți și voi masa asta. Eu vreau să știu cine a mâncat și nu a strâns pe cine a mâncat aici. Sara, unde pleci, mâncați-a? Imediat, imediat. De lângă noi, cum de pleacă? Frate, mă enervează, dar nu face nimic și stă ca tuta la ea în cameră. Fă și tu ceva, vorbește cu voi. Ce vrei să fac, mă? Cum? Dar ce vrei să fac? Te și tu. Ce vrei conversație? Ce? Da, normal, dar nu Nu stăm să dăm noi cu mopul după ea și cu mătura. Integrează-te, fată, sau dai drumul de aici. Nu o să fac curat eu după toată lumea, adică nu sunt slugă comunală și nu convine să mă fac așa mai pentru că sunt mai mică sau, știu eu, fițoasă sau fiindcă nu ies din cameră, să comunic cu ele și să stau la bofestioare. Am venit să-mi fac prietene. Eu, sinceră, să fiu acasă la mine, nu strâng nici după mine. Dar dacă o fată din casă simte într-o zi rău și mă roagă frumos să-i fac un ceai sau să-i spăl cana sau ceva, nu este nicio problemă. Sunt înțelegătoare. Dar să strâng după o nesimțită, să strângă singură sau să mănânce vierbi. Bă, ce fac cu chestia asta? Nu ești la tine acasă să-ți permiți să faci chestiile astea? Ce vrei să fac? Să vin să conversez cu tine? Nu, cu mine!
Nu cu noi. Mine, dar nici nu mi-e drag să conversez cu tine, crede-mă. Deci nu face deloc plăcere. Nici sincer îți spun. Ah, dar cum ai să faci ceva inteligent pe gura aia, așa că stai liniștită. Băi, știi ce era? Era mai mișto să vină maică-ta la show ăsta, că era mult mai sexy și mai deșteaptă. Crede-mă pe cuvânt. Da, decât tine am văzut. Am stupt tu pe maică-ta. Da, la început, la primul casting. Oh, eu sunt siliconată. Am și sprâncenele tatuate, sunt... ce sunt? Sunt senzația de robanțule, extraordinar. Sincer, nu halesc. Nu o înghit. Mi se pare insipidă. Da, de romanță e foarte inteligentă. Ar putea să ne aducă cineva un test de inteligență, să ne pună, fiindcă sunt categoric și sigură că aș bate din prima. Încă de la prima întrebare, adică. Tu măcar știi unde ești și unde stai și ce faci? Tocmai, tu știi unde sunt și ce unde ești, mă, fată? Uite, sunt aici o mântă. Ești acasă în care n-are voie să comunice cu nimeni și să-ți care ai în cameră. Un concurs, dar trebuie să faci ceva, dar ești în mediul ca să te adaptezi, înțelegi? Doamne, trebuie să stai în cameră și să socializezi. Asta nu înseamnă că trebuie să fim rivale la modul ăla în care să nu mai vorbim deloc. E adevărat că suntem într-o repetiție. Dar nu știu de ce socializăm, înțelegi? Ok, dar nu știu de ce am casă de mine asupra mea. Știi de ce cred că e singura care vă comunică, frate, și nu iese din cameră și nu face nimic. Și când vorbești, vorbești aici, înțelegi? Cu noi. Te uiți la tine cum ne privești? Mi l-a deranjat faptul că nu comunic destul cu ele. Dar cred că fetele au uitat că noi suntem într-o competiție și încă una cu o miză extrem de mare. N-am ce să spun despre ea. E o persoană foarte flegmatică, arogantă, îngânfată. A venit în acest concurs să devină asistentă TV, părerea mea, sau model pentru Playboy. Sunt bună pentru Playboy. Întrebarea mea pentru ei e bună de ceva? Eu nu cred că e bună de nimic. E, pentru mine, ultimul mic după grătar, ca să spun așa. E ultima fațetă, ultima figură, ultima pițipoancă pe care am văzut-o. Ea nici măcar nu poate să fie fițoasă. Ea este o copilă. Nici n-am cum să o compar cu mine sau cu celelalte fete. Că nu are nimic în cap. Gol, zero. Sper să se înțeleagă ce s-a zis pe aici, că eu una n-am chef să fiu slugă. Că dacă nu o să ajungem să ne luăm de păr și o să fie mai nasol. Da. Nu cred că vreți să ajungeți la d-astea, să ne păruim și să ne călcăm în picioare. Dacă vreți d-astea, facem și d-astea. Dar bani, din câte am putut, e foarte, foarte, super, mega, ultra falsă. Eu vorbesc cu ea și ea ridică sprânceana la mine. Măcar ar trebui să se gândească că am 25 de ani și că nu sunt un cu ochi ca ea. Ești dracu și tu mai des din cameră, stai acolo să te amezi la față. De ce vorbești acum așa de urât cu mine? Deci nu... Vorbesc ca fel normal, dar n-ai vrea să știi cum vorbesc eu urât. Da. Că sar direct peste masă la tine. Deci nu mă scoate din ale mele, deci nu mă scoate din ale mele, că iese urât. Dar nici nu mă vorbi urât, rău. Deci eu n-am vorbit urât, am vorbit absolut normal. Cat fight! Uai, ești... Da, asta e o vorbă normală. Mamă, deci are niște figuri în ea... Ține-mă că dacă îi dau una, ies prin geamul ăla. Te ține? Lăsați-mă, că eu nu stau cu de astea în cap. Faci... Am de gând să le ignor tot cum ne-am ignorat până acum. Fiindcă nu sunt prietenele mele și fiindcă fiecare pas sau fiecare informație care o dau unei colege de ale mele de concurs poate să fie în contra mea, nu? Poate să îmi aducă un minus mie. Și nu am de gând să iau minusul din cauza lor. E exact problema lor. Bună seara! Bună seara! Iată că primul moment delicat al acestui show celebru a sosit. Sunt aici alături de o echipă de profesioniști, juriul care în seara asta va decide care dintre voi va merge mai departe. Am să vă prezint juriul. Mirela Vescan, make-up artist, celebră de altfel în toată România și nu numai, Gabi Hennessy, bunul meu prieten Liviu Ionescu. Iar pe final am lăsat-o
să spunem, ultima, dar nu cea din urmă, Ana Catarina, este top model internațional, deci mai înaltă decât mine. Ea vine din Brazilia, este o persoană care a făcut foarte multe prezentări de modă, de la Gucci, Chanel, Versace, Chloe, iar ultimul ei shooting foto important este pentru revista Numero, o revistă, să putem spune, mai importantă chiar decât Vogue-ul din zilele noastre. This is the beginning of your journey, and that's not an easy journey. That is a very tough journey, and this is the place for you to start learning and how to be tough, how to be soft, and how to act in front of cameras, in front of clients, and in front of the world of fashion. Take this opportunity and don't miss it. Thank you, Anna. Shooting-ul foto astăzi va fi foarte, foarte important și va conta, să spunem, în proporție de 80% în eliminarea, în judecata, în ghilimele spus, care va avea loc în următoare. Emma, ai făcut față provocărilor, pentru că era prima oară când vedeai un piton lung de 6 metri aproape și greu de 40 de km, nu? Un băiat, nu întocmai îmbrăcat, dar asta era. A fost o provocare pentru că era vorba de o junglă. What do you think this experience was for you? I think that it was good. You think you did a good job? Yes. Bine, Lucia. Mie îmi place cum a ieșit poza asta. E adevărat că igoana asta i-a mușcat pe toți și acum mai am niște rând de la aia, dar pe tine nu te-a mușcat, ai văzut? Sau da. Eu rămân cu aceeași problemă în ceea ce te privește, și anume unghiile. Într-adevăr, le-ai mai micșorat, dar tu nu ai renunțat. Nu, săptămâna asta o rezolv să săptămâna mergem. Vrei să vezi, da, dacă rămâi în concurs. Gata cu criticile. Roxana. Wow. Frumoasă poză. Ce ai vrut să exprimi? Eu atunci vreau să exprim senzualitate. Senzualitate. Cred că a ieșit. The expression is very good. I like it very much. Da, de fapt îmi confirmă și mie exact prognoza pe care o am dat-o încă de la început, și anume că e foarte comercial. Ok. Anca. În această apă așa ușor mlăștinoasă erau și pirania, nu? Știi, frumoasa, la tine am avut o problemă. Cautai niște poze, ziceai că ești, nu știu, din Egipt sau nu știu, țineai mâinile tot timpul. Adică a fost foarte greu să găsim o fotografie bună. Adică la celelalte fete am avut de unde să alegem, la tine am avut noroc că a ieșit o fotografie bună. It's the eyes are lost. The body is in one place, the lips are good and slightly opened. You know, you see that on magazines, you see that you are, you know, you probably study, but you're not passing something. Stai niște, că și ea dacă ar fi făcut poză cu un crocodil și ar fi mușcat o pirania, n-ar fi avut o atitudine tocmai bună. Ok, următoarea. Ce avem acolo? What happened with your lips? In this picture. Te-ai chinuit să țugui buzele, nu? Să ți le țugui. Ah, da, am observat. Să le faci așa, nu? Păi nu. Pe cine imitai? Nu, dar nu mi s-a... Zic că avem mai multe din ăsta în România. Nu mai avem nevoie. E un club, să știi. Cine dorit. Așa. Așa că... Ok, mulțumim frumos. Următoarea. Am ajuns la Otilia. Gabi. Tu ești foarte frumos, da? Ai o figură într-adevăr foarte frumoasă, foarte comercială. Ar putea să faci reclame la machiaj, la parfumuri, la multe. Dar dacă nu-mi dai și tu ceva din ochi, din zâmbet, dinăuntru, oricât de frumoasă ai fi, nu vei lucra. Ești moale. Trebuie să fii mai agresivă. Nu, da, da, spune, da, da. Nu da din cap. Am să așa. Încerc. Ardelenește. Vreau încet, să. Așa. Următoarea. Alexandra, ce vei aici? Niște viermi gigantici extrem de veninoși. La Alexandra îmi place foarte mult că, chiar dacă e o fotografie de cuplu,
ea iese în evidență. Adică băiatul iese la un plan al doilea. Bine, în alte băieții fotografii... au fost niște accesorii. Aici a fost accesoriul băiatul, da. La fotografia ta, da. I didn't see how the shoot went, but you look like you are in control, you know? Mirei. E prezentă în fotografie, îmi place foarte mult. Are atitudine. Ok, Madalina. Wow! Deci aici așa wow. O poza la Victoria Secret, numai că n-au ales poza cu tine cu aripi. Nu au vrut să-ți dea aripi. E prin excelență o fată care arată bine dezbrăcat, da? Deci o fată care poate să facă lingerie. That's the type of model you are and you look good that way. And I think it's sexy, the hands are good, you know, that's important. We always look at the minimal details. Ai toate datele. Ai pentru Victoria Secret și lingerie vorbim, față de alte manechine care nu pot face, de exemplu, show Victoria Secret, pentru că n-au ce trebuie. Mulțumim frumos! Inga! La tine tot așa. Mi-a plăcut că ai fost în fotografia tot așa. Ești foarte în evidență. Se simte o încredere în tine așa. În fotografie e mai mult decât în persoană. Trebuie să aduci puțin din încrederea pe care o ai pe set și pe, la casting. Pentru mine ești o surpriză plăcută, chiar și în prezentarea de modă. Ai fost extrem de prezentă, lucru care mi-a plăcut foarte tare. Mersi. Adela! Wow, Adela, ce era pe tine aici? Ești ca o plantă. Ce s-a întâmplat? Ce sunt astea? Sunt lipite? Multe, multe, foarte multe frunze. Ți le-au lipit ce-au făcut? Da, cu bandă dublu adezivă. Când am dat banda aia jos, a fost îngrozitor. A fost depilare rapidă. Da, a fost ceva rău. Este bună fotografia, însă pare un exercițiu. Trebuie să mai lucrez. Sara, atunci când ai auzit la celelalte fete că se pătează cu tot felul de reptile, cu tot felul de animale, ai spus orice numai șobolan să nu fie. Da. Șobolan ai avut. You have some work to do. You need to lose a little weight. You know that, but... The expression is okay. Din nefericire pentru tine, Ana Catarina nu te-a cunoscut la castingul final sau la primul casting, ca să știe că oricum ai evoluat foarte mult, adică te-ai curățat, unghiile, machiajul este altul. Mersi frumos! Și eu, mersi! Și mai avem pe cineva, nu? Laura... Mie mi se pare că e o poză ok, extrem de fashion, cu atitudine ok, cu o poziție ok. Nu am foarte multe de comentat. I think it's fashion, it's edgy, and you posed simple, angles are great, you're very skinny, you look good. Ok, mulțumim frumos. Am să vă invit puțin afară până când împreună cu colegii mei vom delibera și vom hotărâ cine merge mai departe. Nu știu, chiar nu am idee cine o să fie nominalizat, o să plece acum. Dacă ar fi după mine, eu aș elimina-o pe Sara pentru că îmi displace prezența ei. Ea este Alexandra. Mirela? I think she did good. Deci mie îmi place fotografia asta. Prin asta că fotografie e bună, că a făcut-o Gabi. Dar cum vorbim de ea? Păi și ce are? Ca atitudine e ok. E printre favorite. E printre favorite, da. Laura e cea mai fashion, zic eu. Deci mie mi se pare că s-a cam abandonată în poza aia. She surprised me, you know? So I think it's very good surprise. Dar Robanța e comercială, e bună, da. For what it is, she's great. Yeah, it's true. Dar ea chiar că a fost provocarea mare, amândoi erau nud. Da, eu cred că se simte oricum foarte bine așa. Ea aici a creat un personaj. Deci nu mai e ea, nu mai e Sara. Da, să știi că s-a descurcat bine pentru... Pentru prima oară, pentru ce emoții avea. Ea încearcă, are puțin tupeu, dar în același timp are emoții. Roxana e foarte mișto. Deci, Vasilica? Vasilica, da, da. Vasilica, uite, Vasilica e măritată. Să nu uităm că Vasilica e cea care e mai mișto de nevastă. Mișto, da, da, da. Vasilica din Bacău. Are expresie, uite. Aș lua eu nevastă așa. Măi. Lucia. E vreau să iei castingul, dar Lucia... nu l-a luat, face treabă. E dulce, dar trebuie lucrat la ea, pentru că... Ea încă e proces de curățare. Da, trebuie curățată mult, pentru că are vulgaritatea încă. Da. Adela, mult mai bine decât în realitate. Da, mult mai bine decât în realitate. Știi că există... Ea, bine, ea... Dar numai la propriu. Exact, asta spune. Ea știe ce,
ce poziție trebuie să... Da. La categoria începător. Aici avem Chișinău. Chișinău, să știi că e foarte bun, dar da, e, a fost pus interesată șarpele astea, a intrat tot timpul în păr. Și e greu să te să pozezi cu șarpe în coafură. Iar ea se descurcă foarte bine să zâmbească. Zâmbește și merge foarte bine pe podium. Zâmbește frumos. Da, chiar la ale, da? Pe podium merge extraordinar de bine. Deci merge țais. E școala moldovenească. Da. E, asta e o poză bună. Beautiful. Poze bună, dar să știi că la, nu m-a impresionat deloc la, casting, când, la interviu aici. La interviu. Nu la interviu aici. Mi s-a părut puțin cam ternă. Da, și parcă nu... Nu? N-are parcă o motivație, n-are... Parcă nu mai are motivația care o avea la început. Toate fetele simt acum sabia lui Damocles deasupra capului. Emoțiile ating cote maxime. Cineva, sau poate chiar mai multe, vor părăsi astăzi concursul. Cine va primi poză în seara aceasta de la mine, înseamnă că mergem mai departe. Deci, rămâne în concurs Roxana. Ajută, Roxana. Madalina. Felicitări, să nu ți-o iei în cap. Categoric, detașat, cea mai bună poză, cea mai fashion poză. Laura. Felicitări. Alexandra. Felicitări. Sara. Emma. Inga. E din ce în ce mai greu. Știu. Adela. Lucia. Doar două poze mai am. Diana. Ați fost minunate. Sunteți minunate. Dar una trebuie să meargă acasă. Cea care nu va primi poză va pleca în secunda următoare acasă. Își face bagajul la apartamentul în care locuiește acum, până cu fetele, și pleacă direct acasă. Otilia. Nu trebuie să disperi. Nu înseamnă că când ai reușit. Este o provocare pe care trebuie să o accepți cu fruntea sus. Ești frumoasă. Ai toate șansele. Ascultă-mă. Așa e viața. Da? Ești foarte frumoasă. Privește orice înfrângere. Poate fi o victorie mai târziu. Privește cu fruntea sus. Da? Da? Ok. Acum vei merge acasă, la loft, să vei lua la revedere de la fete, de la jurul pe care îl poftesc pe scenă. El o să-și ia la revedere de la fete. Iar tu îți faci bagajul și mergi direct acasă, da? Nu e sfârșitul lumii. Anca, nu e sfârșitul lumii. Nu e sfârșitul lumii. Nu e sfârșitul lumii.
Anca, nu e sfârșitul lumea așa. Sincer, mă așteptam să plânge. Hai, fii puternic. Aș vrea să-i întreb de ce, dar n-am putut, că am fost... am plâns, n-am putut să mă abțin. În momentul ăla, nu știu, parcă într-un fel îmi părea rău și într-un fel mă bucuram că am trecut peste această eliminare. Pare foarte rău că plec, pentru că eu, față de alte fete, chiar îmi doream să merg mai departe. Dar n-a fost să fie. O să regret cel mai tare că nu am dat tot ce am putut atunci la shooting. Pentru că știu că pot mai mult și sper să am ocazia să demonstrez asta. Nu sunt pregătită să-mi înfrunt familia și sau să-mi fac bagajele, să-mi dau față cu prietenii mei. Nu. O să fiu... aș vrea să fiu un struț, să mă bag cu capul nisip. Îmi pare rău că de fapt n-am apucat să mă mai nimic. Și am cedat, adică am picat din prima, am fost printre cele mai slabe. Sunt dezamăgită de mine foarte mult. Săptămâna viitoare la Next Top Model by Cătălin Botezatu. Asta e așa. Tu și Sara, 16 ani. Mă doare în 14 că aveți 16 ani, da? Păi nu ar trebui să te doară, că ai 16 ani, trebuie să te maturizezi. Picioarele jos după pereți, că nu e frumos să stai cu picioarele pe pereți. Și mai ales prin energie cum le ai. Nu ești la tine acasă. Dar nu pot. Hai, când te-ai văzut în luxul ăsta, normal că stai cu picioarele pe pereți. I-am spus, arăți ca un bărbat, te comporți ca atare. Dacă i-am pune cuc și i-am pune niște mustăți, ar fi bărbatul ideal. Le ignor cu zâmbetul pe buze și cu o veselie de... nici nu vă puteți voi imagina.